bună ziua, dragilor! Astăzi mă aflu în bucătăria Chica Paladin. Cei de la Chica m-au invitat să gătesc câteva bunătățuri la deschiderea noului lor magazin din zona Paladin, așa că mă aflu într-una din bucătăriile lor. Astăzi am să fac câteva bunătățuri pentru vizitatorii magazinului. Am să încep cu mini quiche cu legume și bacon, brânză mozzarella, tot felul de ingrediente foarte gustoase. Apoi am să fac un cheesecake la pahar cu cremă de brânză și fructe de pădure. Găsiți rețetele pe site-ul meu și la final niște aperitive cu cremă de brânză, mozzarella, nuci și umerișoare, așa foarte drăguțe. O să le leg eu cu o fumiță din Chives. O să vedeți voi mai multe poze pe Facebook. Poate am să vi le fac și pentru voi dacă doriți. Ce să vă zic, eu mă apuc acum de treabă să pregătesc ingredientele pentru mini chișurile cu legume. Dragii mei, am terminat de făcut compoziția pentru mini chișuri și acum mă pregătesc să le pun la cuptor. Găsiți și voi rețeta la mine pe site, o găsiți sub formă de brioșe cu legume, mini brioșe cu legume. Am să le decorez cu bucățele de ciupercuțe, cu roșii, cu ce ai tot felul de ingrediente și am să le coc timp de 20 de minute. Și cam atât, mai încolo o să facem cheesecake-ul la pahar. Revele cu legume, sunt gata, vă invit să gustați! Dragii mei, mini chișurile mele cu legume și bacon au fost un real succes. Cam în 20 de minute s-au dat 2,5 tăpi de mini chișuri. Unii copii care au venit și au cerut mai multe. M-am bucurat tare mult că le-au plăcut. Și acum pregătesc al doilea moment culinar, și anume cheesecake la pahar cu cremă de brânză, biscuiți digestivi cu unt și multe fructe. Găsiți și voi această rețetă pe site-ul meu în mai multe variante chiar. Puteți să o faceți pentru că se face foarte ușor. Eu mă duc acum să-mi pun, să-mi pun crema pentru cheesecake la frigider și ne vedem mai târziu. Dragii mei, am terminat de servit cel de-al doilea preparat, și anume cheesecake-ul acela fără coacere cu fructe. S-a bătut lumea pe el, s-a dat imediat, n-am apucat să decorez toate cheesecake-urile pentru că toată lumea a vrut să guste. Au fost mulți copii cărora le-a plăcut acel cheesecake și eu m-am bucurat foarte tare de lucrul ăsta. Acum sunt un pic în pauză dintre al doilea și al treilea moment. Îmi pregătesc aici utensilele pentru cel de-al treilea moment. Am să fac niște aperitive din cremă de brânză, ca niște bituțe așa din brânză, din cremă de brânză și cu mozzarella. Am să le dau prin nuci mărunțite, merișoare și ceai. Am să ne fig așa un stick în ele și cu o fundiță din ceai să arate foarte, foarte drăguț. Am să vă pregătesc și vouă rețeta asta, pentru că este foarte potrivită, mai ales pentru platourile festive. Ce pot să vă zic, eu o să continui aici treaba. Sper că ați avut sărbători liniștite alături de cei dragi și vă urez de pe acum un an nou minunat.